Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție specială. Mă bucur să mă aflu din nou în fața dumneavoastră. Imediat se încheie anul 2020, un an cu totul atipic, un an greu pentru toată lumea și pentru administrațiile publice locale. Ca de fiecare dată, vrem la finalul anului să tragem linie și să facem bilanțul și anul acesta, pe final, primul cu care facem bilanțul este primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeliță. Bine ați revenit, domnule primar! Bună ziua și mă bucur că ați revenit în studio și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule primar, cum spuneam, 2020 este un an cu totul atipic, un an extrem de greu, atât pentru fiecare individ în parte, cât și pentru administrațiile publice locale, pentru mai multe țări, pentru toată lumea. Într-adevăr, nu a fost o perioadă deloc ușoară, a fost într-adevăr una diferită, dar noi trebuie să facem în așa fel încât să încercăm să ne adaptăm și să încercăm să luăm cele mai bune măsuri. Mă refer din punct de vedere al administrației publice locale. Am făcut în așa fel încât am reușit în această perioadă de timp să îndeplinim și să ducem la bun sfârșit toate sarcinile care ne-au fost transmise de către guvern de-a lungul timpului. Mă refer din martie și până în zilele de astăzi. Pe unele dintre ele poate le-am comentat, poate cu unele am fost de acord, poate cu unele nu am fost de acord, dar să știți că cu siguranță am făcut în așa fel încât tot ceea ce ei ne-au transmis, noi am îndeplinit cu succes și chiar am fost unul dintre primii care am reușit să punem și la scări la momentul respectiv acele aparate prin care oamenii să se dezinfecteze. Am reușit să punem în aplicare chiar și tunul de zăpadă, care nu a fost o operațiune foarte simplă și am dezinfectat cum ar veni toate străzile la momentul respectiv. Am reușit să facem în așa fel încât am spălat foarte bine străzile în acea perioadă de timp. Am luat toate măsurile care ne-au fost nouă impuse. Am ajutat foarte mult școlile, am venit aici în sprijinul lor și am reușit să acoperim din punct de vedere financiar tot ceea ce ei ne-au cerut la momentul respectiv. Ajutăm foarte mult spitalul și aici este un lucru la care țin personal foarte mult, fiindcă am reușit să tratăm la spitalul municipal Lupeni undeva la peste 400-500 de oameni care au fost îmbolnăviți cu COVID-19. Ei ajutăm și pe cei care sunt acasă și au diferite simptome. Discută doctorii cu ei, să știți, chiar discută destul de des cu anumite persoane care solicită sprijinul lor și reușim să vindecăm destul de mulți oameni. Dar, să știți, este un lucru poate să zicem așa mai dureros, că uitați-vă, PNL-ul, din păcate, nu a înțeles că ei nu trebuiau să organizeze pe 6 decembrie alegerile, fiindcă, vedeți, foarte simplu, a venit un număr foarte mic de oameni, chiar rușinos de mic din cauza politicului. Aici, cu siguranță, politicul a făcut în așa fel încât oamenii s-au ferit să vină la alegeri, fie că au avut motive personale, poate de, nu știu, poate nu mai se regăseau, poate niciun partid, poate sunt și aceste situații. Și cu siguranță se găsesc în România și astfel de situații. Poate, uitați-vă, unii au căutat anumite partide noi, care au apărut pe scena politică, de care eu vă spun sincer, nici n-am auzit de foarte, foarte mult timp. Poate alții s-au ferit efectiv de infecția care se putea produce, poate referitoare la COVID-19 și au avut foarte mare grijă de ei. Alții poate, de exemplu, uitați-vă cum școlile nu sunt deschise astăzi, s-au ferit să meargă în școli. Adică și aici este o chestiune care trebuie să o luăm în considerare. Copiii nu se duc, noi am băgat pe oameni în școli ca să voteze la vremea respectivă. Acum că, nu știu, timpul cât durează este de 5 minute sau de 10 minute de vot, este o altă discuție, dar îmi aduc aminte că în momentul în care trebuiau să fie alegeri locale, ele au fost amânate pentru un număr de 500 de infecții pe săptămână sau cât erau la vremea respectivă și astăzi au fost peste mii de cazuri. Pentru 10.000 de cazuri pe zi, ei au considerat că trebuie să se întâmple aceste alegeri și uitați-vă, practic se vede că nu a fost bine gândit acest lucru. Se vede că și ei au ajuns la un minim în ceea ce înseamnă procentul PNL-ului este un minim, că aici văd fel și fel de discuții și analize, că fiecare practic analizează cum vrea, cum îi cade mai bine. Când unii analizează, face comparația cu ce s-a întâmplat acum 4 ani de zile la parlamentare. Păi una este acum 4 ani de zile când PSD-ul a guvernat 3 ani și ceva și normal că se produce o chestiune prin care eu consideram că poate mult mai mic avea procentul PSD-ul. Eu sunt mulțumit la nivel național de ceea ce înseamnă și la nivel local. Bineînțeles, chiar vreau să le mulțumesc cetățenilor municipiului Lupeni și cetățenilor din Valea Jiului, fiindcă au acordat votul lui Cristian Resmeliță și PSD-ului în mod deosebit și este un lucru
îmbucurător pentru noi, ne dă o responsabilitate foarte mare de acum înainte, că trebuie să facem în așa fel încât lucrurile să continue mult mai bine decât au fost până acum, și acest lucru îl spun cetățenii, că trebuie să facem în așa fel încât să accelerăm și cu siguranță vom reuși să facem lucruri foarte bune în perioada care va urma, în acești 4 ani de zile. Deja avem anumite planuri și cu siguranță vor veni și altele, dar eu consider că PNL-ul de astăzi este un partid care nu s-a gândit la oameni în momentul în care a considerat că trebuie să se organizeze aceste alegeri, și avem 30% prezență la nivel național. Adică așa ceva nu s-a mai întâmplat de foarte, foarte mult timp. Și înseamnă că acest guvern a fost efectiv sancționat de oameni. Că auzeam acum ceva timp când PSD organiza că nu era bine organizat, nu știu, în diaspora, că nu era bine nu știu unde. Ei au avut mai puține secții de votare în diaspora decât a avut PSD-ul în momentul în care au fost alegerile respective. Deci lucrurile, să știți că niciodată un adevăr nu există numai de o parte sau numai de cealaltă. Dar analiza trebuia să fie făcută în primul rând în sensul în care trebuia să avem grijă de oameni, de sănătatea lor și de ceea ce înseamnă viitorul României. Și dorința mea era aceea, să avem 60% prezență, de exemplu, în România, fiindcă atunci puteam să spunem că avem... Bine, aici este un trend, pentru că nici la alegerile locale prezența nu a fost foarte mare. Da, a fost peste 45%. A fost totuși, a fost cu 15% mai mult decât a fost la legile parlamentare, care, practic, ei dau legi țării, ei pot mări anumite salarii, pensii, eu știu ce dorințe are fiecare om și cu ce program a venit fiecare în fața cetățeanului pentru a putea să prezentăm. Avem nevoie de guvern, fiindcă trebuie să negociem foarte bine cu fondurile europene pentru a dezvolta România, că nu se poate dezvolta decât cu fondurile europene. Momentan, totul este numai spre PNL, cum se vede în perioada de timp, dar sunt convins că o să facem în așa fel încât lucrurile să evolueze în bine. Și un lucru pe care eu l-am remarcat la aceste alegeri care au trecut este faptul că astăzi, de exemplu, din partea PNL-ului, sunt doi oameni care sunt propuși pentru a fi premier, încă nu știu în care și cum din punct de vedere al biletului, dar eu vreau să vă spun că cei doi, adică atât Orban cât și Câțu, au fost primii, unul la Senat și unul la deputați în regiunea Bucureștiului și au ieșit pe locul al treilea. Adică este o chestiune pe care oamenii nu o doresc. Dacă i-ar fi dorit pe unul dintre ei, înseamnă că ei trebuia să fie cel puțin în București pe primul loc în electorat. Și mai ales, mai mult decât atât, l-au avut și pe actualul primar al capitalei de partea lor. Adică primarul actual a avut 50%. Și PNL-ul are undeva la sub 20% și ceva. Este rușinos și tu vii ca și partid să încerci să-i numești pe acești doi oameni care nu au fost doriți de popor. Eu înțeleg, tot aud discuția acestea că respectăm votul. Păi dacă s-a respectat votul care a fost dat acum în 6 decembrie, PSD-ul trebuia, cel puțin în prima etapă, trebuia să aibă un premier care să fie adus în fața Parlamentului. Că el trecea de Parlament sau că nu trecea, era o altă discuție, dar... Așa este normal și firesc ca partidul care are cele mai multe mandate și care a câștigat alegerile, practic în România este PSD-ul astăzi, ei trebuiau să aibă prima opțiune, prima variantă. Și mergem, nu știu cu cine mergem, cu domn doctor, nu știu pe cine avem noi propunerea, el trebuia să fie propus în prima etapă și să vedem, își făcea PSD-ul majoritatea sau nu-ți făcea majoritatea. Și după aceea urma, bineînțeles, o altă propunere din partea celelalte majorități, nu ar fi nicio problemă. Dar este o problemă din acest punct de vedere al nerespect votului cetățeanului se întâmplă, din păcate. Adică trăim niște vremuri, zic eu, destul de complicate și de necorecte din punct de vedere politic. Înțelegem toate până la un anumit punct. Au fost alegerile, acum ar trebui să trecem la următorul nivel prin care să respectăm votul, că acum și la primării, unii au candidat, unii au câștigat, unii n-au câștigat. Asta ce înseamnă? Că va ieși vreodată primar cel care a ieșit pe locul al treilea? Vedeți, așa se întâmplă și în această chestiune. Cum vedeți acum România în următorii ani, dacă se va respecta această alianță PNL, USR Plus, UDMR? Din punct de vedere politic, cu siguranță va exista o mare dispută între ei. Cu siguranță nu vor accepta useriștii peneliștii, nici peneliștii useriștii, exact, la un moment dat. UDMR va fi cel care poate îi va echilibra, să zicem așa, de-a lungul timpului. Dar momentan USR-ul nu a demonstrat nimic că ar fi niște profesioniști. Ne uităm acum că au câștigat câteva primării în România, în sectorul 1, dacă nu mă înșel, este o doamnă care refuză să plătească gunoiul, care este un contract licitat, încredințat. Adică este un abuz.
PNL-ul, USR-ul momentan nu știe să guverneze, nu știe să administreze, fiindcă nu a făcut-o până acum. România nu cred că mai are nevoie de novici în ceea ce înseamnă gestionarea țării. Nu mai luăm de la început. Începuturile au fost în anii 90, când au fost experimente din partea tuturor partidelor, anii, nu știu, 96, anii, poate 2000, dar deja trebuie să fim la pasul următor. Nu mai trebuie ca și omul politician să învețe în momentul atunci în care el ajunge să nu aibă habar de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Adică, din punctul meu de vedere, în sectorul 1, unde este un userist astăzi primar, nerespectând un contract în vigoare, ăsta e abuz de serviciu. Deci abuzul serviciu nu este când ai un contract și faci un contract prin licitație și respecti legea și nu știu ce discuții apar după aceea că nu s-a pus în contract, nu știu, litera K, I, J sau L sau așa mai departe. Deci abuzul este faptul prin care o firmă își face datoria și tu nu vrei să o plătești. Adică și nu vrei să te plătești, nu știu, datoriile. Păi poate s-au acumulat, că peste tot se mai acumulează o lună, două luni de zile, este o chestiune care se mai întâmplă, fiindcă nu încasezi poate atâta, nu, dar tu dacă doreai acum să faci o anumită modificare de contract, trebuia să porți o discuție cu cel care avea contractul respectiv și se ajungea până la urmă o chestiune de reducere, poate, de cantitate, nu știu, sau de diferite motive. Dar eu consider că nu va fi o guvernare bună și consider că românul va avea foarte mult de suferit, fiindcă PNL-ul a demonstrat în acest un an de zile că nu respectă legile, legea pensiilor, legea alocațiilor, legile care au mai fost în vigoare nu le-au respectat, deci au demonstrat lucrul acesta că nu au respectat. Ceilalți vin care nu știu. Deci o să avem o chestiune prin care USR, o să vezi, vor fi foarte vocale, adică vor fi foarte țipători, să zicem cu ghilimele de rigoare, la adresa lor. Eu zic că nu știu că o să țină un an de zile. Județul Hunedoara este unul atipic din punct de vedere al votului și de această dată a fost roșu în comparație cu celelalte județe din Ardeal. Credeți că ne va afecta asta dacă această alianță... Eu cred că pe ceilalți o să se afecteze până la urmă, fiindcă o să-și dea românul seama și cei care i-au votat acum, după, nu știu, un an, doi ani, trei ani, cât vor guverna, își vor da seama că au făcut o mare greșeală până ăștia în pila pe ei, fiindcă ei, din păcate, nu sunt politicieni care să aibă un interes al cetățeanului, să lupte pentru el, să se zbată pentru el. Au discuții acum, mai văd că, de exemplu, vedeam peneliștii că au apărut la inaugurarea stadioanelor. Păi stadioanele nu le-au făcut ei. Stadioanele și le-a asumat PSD-ul. Au început în perioada PSD-ului. Mai văd acum că mai apar 2 km de autostradă, apar și ei acolo. Este imposibil să știți ca un guvern sau un primar sau un consiliu județean sau local să poată într-un an de zile să facă studiul de fezabilitate, PT-ul, să liciteze, să încredințeze și să termine lucrarea. Deci nu are cum. Lucrurile, toate care au fost inaugurate de către acest guvern PNL sunt ale PSD-ului. Ei le-au început. Că poate, nu știu ce, or fi pus și o cărămidă, de acord, și cu treaba aceasta, da. Nu poți să asumi tu, să-ți aroși tu, de exemplu, meritele stadioanelor, fiindcă îmi aduc aminte că PSD-ul asta a tot pus în aplicare de 100 de ori am auzit. Chiar mergeam la CNI și lucrul pe care l-auzeam eu foarte mult erau acest lucru. Domnul primar, trebuie să tenă stadioanele. Acestea sunt lucruri pe care pe noi ne interesează ca și guvern, să tenăm stadioanele. Și acum am văzut că s-a inaugurat iară o linie de cale ferată modernă de la aeroport până nu știu unde, până la stadioane, unde trebuia să... Păi tot PSD-ul a făcut-o. Adică tot ei au făcut studii de fezabilitate, au făcut PT-ul, au început lucrarea, au licitat-o, au muncit la ea. Adică ei pentru un an de zile și-ar gogă niște merite care nu sunt ale lor. Asta nu înseamnă că nu au și contribuție. Ok, dar puteau să zică la inaugurare. Nu le mulțumim PSD-ului, putea să zică președintele Iohannis. Nu numai să-i certe toată ziua. Putea să spună mulțumim PSD-ului fiindcă a dat drumul la aceste lucrări, dar ai mei le-au continuat. Nu le-au blocat. Putea să zic o chestiune, știți, foarte glumeată, să zicem așa, da, care da. Nu se va întâmpla niciodată, cu siguranță că tot ce face PSD-ul pentru președinte e rău și tot ce face PNL-ul pentru președinte este bine. Ceea ce eu consider că nu este normal. Nu trăim într-o lume în care să avem un dictator sau o lume în care să avem un autocunoscător al tuturor și PSD-ul să facă nu știu ce anumite lucruri. Tot ce e rău în lume făcea PSD din punctul lui de vedere. Cred că totuși oamenii politici trebuie să ajungă la o maturitate din acest punct de vedere. Trebuie să
gândească mult mai lucid și în momentul în care te gândești pentru cetățeni, ce credeți că PSD-ul în tot programul de guvernământ nu fi avut și ei 10 idei bune, 10 pe care le poate prelua nouul guvern acum și să le ducă, să zicem, mai departe? Dar eu consider în primul și primul rând că președintele trebuia să numească pentru prima etapă, că din cauza aceasta sunt două etape, un premier de la PSD. Cine are cel mai mare număr de deputați, senatori, de votanți, el trebuia să numească. Nici chiar Băsescu nu și-a permis, să știți, să facă chestia aceasta. Mi-aduc aminte care nu se compară din vedere politică unul cu celălalt, fiindcă Iohannis nu are curaj nici să meargă la o emisiune de televiziune. Deci în 5 ani jumătate, 6 ani cât o fi avut, el nu a participat la o emisiune de când este președinte. Face o conferință, ea citește de pe foaie 3 rânduri acolo, zice de PSD că din 3 rânduri 2 sunt PSD și după aia mai, că dacă nu face guvernul nimic, dacă n-a făcut mare lucru, el nu putea să zică multe din realizările pe care le-a avut. Și atunci lui i-a scris acolo pe foaie PSD, să zică de cineva. În loc să zică că am făcut autostrăzi, ziceau ei că fac, că spitalele regionale, nu le-am văzut, ne uităm și noi după ele, cum se uită și ai lor, că și ai lor, că uită la fel, că și mie zi, bă, le așteptăm și noi, dar nu știm ce fac ăștia, că de apărut sigur nu apar încă pe niciunde. Ce i-a lipsit PSD-ului de nu a reușit să ia un scor mai mare? Noi zicem că este un scor foarte bun. În momentul în care ai 31%, în momentul în care ai guvernat 3 ani de zile, în momentul în care la europarlamentare eram la un scor 20%, adică în momentul ce la președințiale am luat un scor rușinos, eu zic că suntem totuși într-o creștere destul de bună. În momentul în care ești pe primul loc în țară, adică avem cel mai mare număr de primari, avem cel mai mare număr de consilieri, am avut cel mai mare număr de alegători PSD la locale și acum. Nu o să mai putem avea 50% cât am avut poate odată, dar noi trebuie să luăm în considerare și faptul că ne avem astăzi 30%, 31% sau cât a ieșit până la final, dar noi am fi avut ca și PSD și voturile lui Victor Ponta, care sunt undeva la 4%, adică noi tot la acest procent de 34-35% ne-am aflat. Ponta, pentru că partidul lui are un scor extrem de mic, adică neașteptat de mic. Păi are undeva la 30%, cred că sunt tot voturile PSD-iste, cum ar veni, tot de stânga sunt luate și aceste voturi. Păi și electoratul simte lumea, nu se mai poate. Nu vezi că de la fiecare alegeri sunt diferite. La legile președințiale au mers oamenii cu președintele, Iohannis, la cele locale care s-au întâmplat imediat după s-au dus cu PSD-ul. Deci lumea practic nu mai poate să fie așa păcălită și să credem că venim cu aceleași programe care, dacă ne uităm puțin în istorie, acum 4 ani PNL-ul, poate și PSD-ul, poate și alte. Tot cam aceleași programe le aveau acum 8 ani. Cam tot aceleași programe. Acum, cam aceeași mărie, deci tot... numai cu altă călărie. Școala, spitalele, cam tot astea apar de 20 de ani, tot spitalele joale, dar niciunul nu au reușit să facă nici măcar unul dintre ele. Știm prea bine că dumneavoastră vi s-a deschis ușa cu totul altfel, grație domnului senator Cristian Resmeriță și băijiului celorlalți primari la București. Cum credeți că veți reuși de această dată să... mai deschideți ușile la... Deschidem. O să reușim până la urmă, fiindcă suntem niște oameni inteligenți, suntem niște oameni care știm să găsim soluții și acesta este scopul nostru al tuturor și eu nu o să mă plâng niciodată că avem o altă guvernare. Cum alții poate se plângeau, nu se plângeau, treaba fiecăruia, eu trebuie să găsesc soluții. Și o să găsim soluții, fiindcă o să muncim foarte mult. În momentul în care muncești foarte mult și o să maxez de acum încolo doar pe ceea ce înseamnă fonduri europene. Deci e o chestiune clară, la fondurile guvernamentale ne luăm adio de la ele. Adică pentru această perioadă de timp cu siguranță nu ne mai gândim, fiindcă nu se vor mai putea obține, că am mai depus și pentru spital de un an de zile, am depus un proiect care este exact pentru ceea ce ne doare astăzi și nici astăzi n-am primit răspuns. Și l-am trimis de 5 ori, l-am tot trimis. Da, nu contează. Este o altă politică, ei se gândesc la ei lor, e treaba lor cum se gândesc, dar bine, o să transmit lucrurile acestea de fiecare dată când o să dați ocazia, fiindcă nu este normal ca un proiect la care exact ATI-ul am în extindere, exact chirurgia, exact curenții, exact oxigenarea, tot aceste lucruri care astăzi sunt vitale și fiind și spital COVID le puteam obține printr-un proiect care licitat, încredințat, tot ceea ce trebuie făcut este aranjată din punctul nostru de vedere. Dar vom vedea și cu siguranță dacă nu o să obținem bani de la guvern, o să depunem la fonduri europene și o să reușim de acolo să încercăm să obținem niște fonduri pentru lucrurile pe care le avem. Eu în acest moment să știți că deja pregătesc undeva la 30 și ceva de proiecte noi pentru viitor, asta nu înseamnă că pentru anul care urmează, pentru următorii 3 ani de zile, deci cel puțin 30-40 de proiecte avem deja pe foaie scrise, acum am și contratat deja ceea ce înseamnă
pentru fiecare primărie strategia de dezvoltare, o să o modificăm, o să suplimentăm cu ceea ce ne-am gândit noi împreună cu cetățenii, fiindcă vreau să le mulțumesc, vin cu idei foarte bune către noi, ne trimit foarte multe mail-uri pe adresa primăriei, chiar în privat mă întâlnesc de multe ori și ne spun niște idei care sunt extraordinar de bune și pe care o să încercăm să le punem în aplicare în momentul în care noi vom avea posibilitatea de a accesa fondurile europene 2021-2027. Se lucrează la ele, se lucrează la axele de finanțare, se lucrează și la cei bani de zone carbonifere, de care Valea Jiului va beneficia cu siguranță. Încă nu știm de câți dintre ei, dar cu siguranță vom avea o sumă de bani de care o să trească să profităm, astfel încât să atragem cât mai mulți dintre ei. O să vedem ce se mai întâmplă și cu ITI Valea Jiului, ce se mai întâmplă cu alte lucruri de genul acesta, dar scopul meu, v-am spus, este acela de a reuși să depășesc ca și sumă de bani fondurile europene pe care le-am atras în acești 3 ani de zile cât am fost prin primar anterior. Deci acum scopul meu este să depășesc mult mai mult suma pe care am obținut-o în mandatul anterior. Și anterior am avut undeva la peste 40 de milioane de euro. Deci acum scopul este să îl depășim cu siguranță. Și deja v-am spus, avem în calcul... Ne puteți enumera câteva idei din aceste proiecte? Aș putea să vă enumăr, dar nu vă enumăr. Acum o să vă las să, în momentul în care o să reușim efectiv să facem SF-urile, studiile de fezabilitate, când o să contractăm tot ce înseamnă consultanță, mai avem etape și este destul de multă de lucru în acest sens și nu vreau să spun acum niște proiecte de care eu nu sunt sigur că vom putea să le realizăm. Avem foarte multe, ceea ce pot să vă spun acum și este clar că se va întâmpla într-o perioadă destul de scurtă de timp, să zicem jumătate de an, când la fondul european jumătate de an este un timp foarte scurt, să știți, de timp. Gazul metan, unde deja avem un proiect de 6 milioane de euro și este într-o linie foarte dreaptă, se află într-o evaluare deja a celor de la POIM care se ocupă de această finanțare. Școlile modernizate 100%, toate școlile pe care le avem pe raza municipiului Lupeni intră într-o reabilitare maximă, în ceea ce înseamnă exterior, interior, acoperiș, gaz, tot aceste amănunte, iluminatul, tot ceea ce înseamnă detaliile acestea vor fi rezolvate. Săli de sport, avem două noi care se vor realiza la două instituții școlare, vom avea laptopuri, dezinfectanți, tot pe fonduri europene, toate aceste lucruri și destul de mult asfalt, să zicem, trotuare, avem câteva cartiere care au fost prinse în ceea ce înseamnă fondurile europene. Cred că în ritmul ăsta ajungeți să întreceți pătrila la asfalt, ca să zic așa. Nu avem un scop, scopul nostru este acela de a-i face pe oameni să simtă mai bine comunitatea noastră, de a-i face pe oameni să aibă unde să iasă la un cinematograf, la un teatru, la un spectacol, la un teren de fotbal, la un bazin de not. Încercăm să facem în așa fel în parcurile noastre, la monumentul 29, Lupeni 29. Deci vreau să facem în așa fel încât omul când se trezește să aibă, dacă este pensionar sau așa, că nu este pensionar, nu contează lucrul acesta, dar să aibă ce să facă în timp de o săptămână. Să se ducă într-o săptămână, într-o zi să meargă până în straja, într-o zi să meargă la un teren de fotbal, să joace acolo un fotbal, întotdeauna la un bazin de nou, la un cinematograf. Toate aceste lucruri trebuie să facă parte din viața noastră de zi cu zi. Așa cum se bucură alți oameni care stau în marile orașe de aceste lucruri, trebuie și noi să ajungem să le avem, să avem cât mai multe din aceste, din aceste variante. Chiar o să încerc să vedeți să fac un teren de tenis de câmp anul viitor, din partea primăriei și pe timp de iarnă, dacă este posibil, doresc să am un patinoar acolo. Deci o să nu avem anul acesta, nu avem nici patinoar, nici vremea nu ne prea permite și dacă aveam, era foarte greu de întreținut. Acum consumul era foarte mare de curent ca să poți să îngheți apa, dar doresc să avem și un tenis de câmp unde copiii să încercăm să-i angrenăm în această viață de sport și pe timp de iarnă să facem acolo un patinoar în zona de jos, în zona unde a mai existat odată acum mulți ani de zile. Acum suntem în faza în care recuperăm clădirea, fiindcă a fost înstrăinată acum ceva timp unui domn și nu se mai ocupă deloc de ea și încercăm să o recuperăm, după care facem o investiție acolo frumoasă, astfel încât să putem să-i scoatem pe copii cât mai mult afară. Deci obiective avem multe, îmi doresc foarte mult ceea ce înseamnă digitalizare, îmi doresc foarte mult să încercăm orașul cât se poate de mult digitalizat și siguranța, să avem foarte multe camere de luat vedere, astfel încât să identificăm oamenii mult mai repede în care se fac, în cazul în care se fac acele stricăciuni și am reușit să montăm vreo 100 de camere, 120 de camere în plus la ceea câte ce avem. Câte vor fi în total?
Păi, momentan avem vreo 170 de camere, avem momentan. Dar serverul totul este cum este, așa ok, dar mai sunt anumite probleme, dar le rezolvăm și pe acelea. Deci, momentan avem acolo persoane de la poliția locală care urmăresc în permanență ceea ce se întâmplă. Avem undeva la peste, să zicem, 150 deja de amenzi doar din aceste camere. Chiar o să fac, mi-a dat o idee și mâine poate și fac o statistică cu ceea ce a însemnat de când am montat camerele și până astăzi, ce înseamnă beneficiile ei care le-a avut pentru societate, dacă s-au mai stricat ceva în pacul respective, dacă au mai apărut astfel de lucruri, chiar o să fac asta săptămâna aceasta sau viitoare, dacă nu-mi permite timpul aceasta. Deci ne dorim să implementăm proiectele astfel încât omul să simtă și să ne simțim cu toții mai bine. Blocurile reprezintă un pion principal al nostru, al tuturor, fiindcă ele au fost preluate 90 de către cetățeni și nu a mai reușit să le întrețină și să le amenajeze din punct de vedere al exteriorului. De aici o să lucrăm foarte mult în momentul în care vom vedea că apare axa de finanțare și în momentul în care o să știm și cât este cofinanțarea blocului, fiindcă astăzi este 40%, ceea ce înseamnă o sumă destul de mare pentru cetățean și pentru primărie. Trebuie să recunoaștem că și primăria pune 15%, ceea ce nu este puțin. Și în prima fază pune toți banii ca să încerce după aceea să recupereze, fiindcă altfel dacă un singur cetățean nu este de acord pe scara respectivă, se pierdă banii și pierzi tot proiectul pentru un singur om care nu vrea el să încăpățânează și nu vrea el să plătească cota lui parte. Deci nu este cu siguranță simplu, dar sunt convins că și dacă ușile noastre la guvern nu se vor mai deschide cu siguranță pe sediștilor, nici nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii după aceea, dar sunt convins că prin muncă multă și prin aceste programe transparente unde are voie fiecare primărie UAT să depună proiecte și este într-o ordine mult mai transparentă decât era poate odată, adică PSD-ul a reușit să facă în așa fel încât primul care a depus, te vezi acolo, am depus pe 5-a, 3-a, eu pe 7-a, 3-a, tu pe 9-a, 3-a și evaluarea se ia în funcție de cum au fost ele depuse, nu se ia în funcție de PSD-istul la o parte, adică nu mă poate scoate. În momentul în care sunt pe locul 6, 9, 12, 15, când ajunge la mine, nu are voie, că este o chestiune penală, asta este abuz în serviciu. Deci nu te poate scoate și te evaluează. Te evaluează și în momentul în care ai făcut foarte, foarte bine, atunci treci mai departe, ai punctaj, ai tot ce trebuie. Și momentan, 90% din proiectele pe care am depus au trecut, deci le-am făcut înseamnă foarte, foarte bine în acest sens. Deci în municipiul Lupen va începe, să știți, o amplă dezvoltare în anul viitor, încă începând de prin iulie, să zicem așa, deoarece până atunci tot am licitat ce înseamnă proiectările și amănuntele acestea. Deci ați muncit în birouri până S-a muncit acum. Foarte mult în birouri, da. Chiar acum scoatem la licitație zilele acestea liceul tehnologic, îi scoatem proiectul tehnic, care este în valoare de 4.700.000, adică 470.000 de lei. Și de obicei la aceste licitații vin undeva la 10-20 de firme. Și evaluarea este una destul de greoaie, fiindcă se vin cu prețuri foarte mici, nejustificate, trebuie să elimini, fiindcă ei nu au... Găsiți constructori, că în ultimii ani era problemă. Este o problemă, într-adevăr, dar mă gândesc că în momentul în care vom scoate aceste lucrări mari, că sunt foarte mari, de milioane de euro, mă gândesc că poate vom reuși să mai ambiționăm oamenii, să mai angajeze pe alții și să-i plătească bine, că aici este problema. Că acum și întrebam, de exemplu, la cinematograf s-au sistat lucrările începând de zilele acestea, fiind frig, nu s-a mai putut lucra pe ce înseamnă exterior. Și firma respectivă avea vreo 12-15 oameni angajați acolo. Angajați din municipiul Lupeni sau și din Limbarea Jiului, și din municipiul Lupeni erau foarte mulți, da. Păi mai vin, mai pleacă, nu există la o firmă de construcție momentan și din păcate nu mai există o constanță așa a oamenilor. Vin astăzi, pleacă peste o lună la altă firmă, peste două se duc altundeva. Știm prea bine că din cauza pandemiei foarte mulți și-au pierdut locurile de muncă. Ați întâmpinat această problemă? Au venit oamenii la dumneavoastră să vă ceară cumva să le găsiți în loc? Am venit în sprijinul lor. Au venit oameni, am mai ajutat dintre ei acolo unde am putut, acolo unde nu am putut, nu am avut ce să facem, dar în general trimitem oamenii la firmele care lucrează în municipiul Lupen. De exemplu, doar de la firma de apă și canal are deschis în municipiul Lupen astăzi undeva la 10 șantiere. Fiecare șantier are cel puțin 15-20 de oameni. Deci doar aici lucrează 200 de persoane, doar la această firmă în municipiul Lupen. Cinematograful, unde se lucrează destul de intens, unde am avut, v-am zis, vreo 15 persoane, am avut la blocul M1, unde lucrăm la un bloc care sperăm să fie finalizat cât de repede ca să putem muta cetățenii acolo. Și acolo 20 de angajați care lucrează astea, doar din ceea ce înseamnă... Chiar știu că dumneavoastră ați dărâmat, ca să zic așa, blocul... Ăla este blocul D1. Acolo avem două blocuri. Blocul D1, care a avut acea
problemă cu placa de beton, l-am dărâmat și deja am contractat firma care se ocupă de proiect să ne facă un bloc social. Deja ne aflăm în 90% din proiect este finalizat, mai trebuie să mai luăm câteva vize, am scos certificatul de urbanist, ce înseamnă aceste lucruri, le vom trimite și anul acesta vom depune pentru un bloc social, unde am și discutat, deja suntem pe lista sinteză, deja avem și suntem trecuți acolo ca și fonduri pentru anul viitor și sunt cu siguranță că acesta o să-l prindem, fiindcă pe social aici reușim să avem destul de bine munca pe care o depunem să se transpună așa în realitate. Rămas fiindcă nu se mai putea construi. Am primit din punct de vedere al specialistului că decât să-l construim mai bine îl dărâmăm, fiindcă costurile ar fi fost mult mai mari în cazul în care ne-am fi dorit lucrul acesta să facem, că era mâncat tot, era de ani de zile, era un bloc foarte, foarte vechi și foarte neîngrijit, să zicem, la vremea respectivă. Dar încercăm să facem acolo un bloc social, adică acesta va fi scopul meu. La blocul ANL, de exemplu, se lucrează foarte bine, dar s-au asistat și aici lucrările acum vreo două zile, fiindcă nu mai permite vremea și i-au adus în martie, la începutul martie, vor începe din nou lucrările aici. Deci aici când acest... va fi inaugurat blocul ăla? Pentru sperăm, că anul viitor. Deja în interior, deja și există apa, căldura, toate sunt cam rezolvate într-o mare proporție. Dar se lucrează la pereți și acum tencuitul și lucrurile acelea de interior au nevoie de niște condiții și exterioare mult mai bune decât sunt. Pe exterior deja este, da, cu decorativă, este făcut frumos, totul aranjat, totul este în regulă. Noi va trebui ca anul viitor să ne punem bani pentru a face un zid de sprijin acolo și niște rețele exterioare care trebuie aduse. Astea sunt asumate de către primăria municipiului Lupeni și de către mine. O să încercăm în următorii ani să încercăm să mai avem un bloc ANL peste drum. Este obiectivul meu de a încerca să obținem încă unul. Dacă ne ajută Dumnezeu și dacă o să putem să facem lucrurile acestea. Cereri aveți, mă gândesc că dacă... Cereri sunt foarte multe, să știți că mai auzim lucrul acesta, că în Valea Jiului, că cine mai are nevoie. Lumea, să știți că are nevoie într-un număr foarte mare. Sunt un părinte, are 2-3 copii poate acasă, care au astăzi vârsta de 20-25 de ani. Păi unde să meargă cei 3 copii? Părintele cu siguranță nu are posibilitatea să le cumpere copilor astăzi 3 apartamente. Poate face asta în timp, adică într-o viață de zile poți să cumpere 2-3 apartamente în municipiul Lupeni, să le mai și aranjezi, să le mai și îngrijești, nu? Și atunci oamenii aceia, tinerii care vor să plece, unde să meargă în prima etapă? Până se angajează, până își fac un job, până își au un salariu, că și la început, când lucrezi la orice firmă, nu o să câștigi nu știu cât de mulți bani, până înveți, până te specializezi. Și atunci ei preferă să stea în ANL, un bloc care este făcut 100% frumos, ei numai așa duc un pat, un televizor, o canapea sau ce-și mai aduc ei pe acolo și gata, se pot muta. Și este un bloc plin de tineri, este un bloc în care îți faci niște relații de prietenie, copiii tăi au cine să se joace, fiind un bloc specific cu așa ceva. Deci sunt multe plusuri. Eu vă spun și dacă am avea, cred că 5 ANL-uri tot ar fi pline. Deci ar fi bine cu siguranță, fiindcă reușesc să-i ții pe oameni să nu își caute, că mulți dintre ei merg, nu știu, în chirii care plătesc pe o chirie 200 de euro se plătește, pe bazinul 100 de euro, de exemplu. Și cu banii aceia poate să facă altceva, fiindcă ANL-urile sunt puțin mai ieftine din punct de vedere a 100 de lei, dacă nu mă înșel, o garsonieră, și vreo 200-300 de lei un apartament cu 3 camere. Nu este nici ieftin, nici nu este mult față de alte lucruri care se întâmplă. Deci ne dorim să începem, de exemplu, bazinul de not, în care a fost licitat, a fost încredințat la firmă, am și discutat cu domnii de acolo, dar mi-a spus că nu se pot apuca acum, fiindcă iarăși nu au cum să apuce acum, dar e dat ordinul de începere, tot ce trebuie se pot apuca și de mâine, dacă ar fi așa, să zicem că ar fi, dacă le-ar permite vremea. Deja este încheiată licitația pentru terenul de fotbal de sus de la grupul școlar. Avem un teren foarte frumos de fotbal care a fost... Am mai auzit aici niște peneliști că zic că e de la guvernul PNL. Păi nu are nicio legătură una cu alta, fiindcă eu la aceste lucruri lucrez de 3 ani de zile. Adică eu de 3 ani de zile muncesc la lucrurile acestea, ele au intrat pe niște liste de sinteză, au intrat în niște voturi, au avut niște proiecte, am avut niște prezentări, am avut niște susțineri. Au fost semnate dinainte, dar în timp de un an de zile s-a produs operațiunea de licitație, dar nu aveau ce să facă, adică nu pot bloca, nu se poate bloca țara că vine un partid sau că vine alt partid. Ele merg printr-o muncă pe care am depus-o în an de zile. Adică acesta ar fi abuz de serviciu, că tot discutăm despre el, în momentul în care eu am un proiect aprobat, licitat și el să nu mi dea drumul. Aici este chestiunea prin care am putea să avem semne de întrebare referitoare la aceste teme. Deci proiecte avem foarte, foarte multe în municipiul Lupeni. Clădirile toate care sunt ale primăriei și le mai avem vechi și nearanjate. Ne dorim ca în acest mandat să încercăm să le reabilităm și să le pregătim să fie frumos amenajate și să arate foarte bine. Spitalul ne dorim să încercăm să mai atragem și alte fonduri decât ceea ce am reușit acum. Acum am reușit doar pentru ATI, pentru zona de dotare a
lor, noi ne dorim și pe extindere, ne dorim și pe alte lucruri de genul acesta mult mai avansate, să zicem, fiindcă evoluția medicinei crește foarte, foarte repede și cu cât rămâi în urmă, este greu să mai recuperezi după aceea. Atunci, noi ne dorim ca să avem totul adaptat, cum se zice, și actualizat la vremurile de astăzi. Ne dorim aparatură, ne dorim saloanele să fie toate cu băi, să fie mai erisite, mai, să nu mai avem așa mulți pacienți într-un salon, ci să încercăm să avem suplimentare saloane. Deci ne gândim la foarte multe lucruri de genul acesta, dar cu siguranță o să reușim, să știți, multe să obținem, fiindcă muncim mult, fiindcă ne gândim tot timpul ele. Am o echipă foarte bună de proiecte în cadrul primăriei municipiului Lupeni. Avem o relație foarte bună cu ADR Vest, avem o relație foarte bună cu celelalte instituții care se mai ocupă de astfel de finanțări pe fonduri europene și cu siguranță o să reușim noi să semnăm în această perioadă de timp de 4 ani de zile multe proiecte în ceea ce va însemna dezvoltare, fiindcă nu trebuie să pierdem niciun ghid de finanțare, nu trebuie să pierdem nicio linie de finanțare, nu trebuie să pierdem niciun ban, fiindcă altă variantă nu avem. Altă posibilitate de a putea să ne dezvoltăm din ceea ce primăria are, nu poate să facă. Noi, eu m-aș bucura să reușim să punem cofinanțările la proiectele pe care le avem în derulare, fiindcă și ele nu sunt micuțe din punct de vedere financiar. Și noi avem de plătit salubritatea, gunoiul, care tot timpul trebuie să fie foarte bine ridicat și să nu avem probleme din aceste puncte de vedere. Deci de muncă cu siguranță este mult și de acum încolo, dar dacă stăm și avem grijă și ne gândim și avem oameni valoroși pe lângă noi și avem o echipă de profesioniști și avem o echipă care își dorește binele cetățenilor, cu siguranță facem treabă bună. Stațiunea Montană Straja este un plus pentru municipiul Lupeni, pentru administrația publică locală. Știm că de câțiva ani, de când s-a reușit dezvoltarea ei în adevăratul sens al cuvântului, ați reușit să atrageți foarte mulți bani pe care să-i reinvestiți în comunitate. Credeți că anul acesta pandemia va afecta turismul din Straja? Eu îmi doresc în primul rând să avem siguranță. Îmi doresc în primul rând să nu avem cazuri de infecție și să nu avem probleme din punct de vedere a stațiunii și al cetățenilor. Și după aceea, bineînțeles, îmi doresc să le meargă și oamenilor bine. Nu ca cetățenii să câștige niște sume de bani, că foarte mulți dintre ei, de exemplu, trăiau poate tot anul cu sumele pe care le câștigau pe timp de iarnă. Și acum guvernul nu-i ajută cu nimic, nu-i sprijină din punct de vedere financiar și ce va face o familie care trăia poate numai din ceea ce făcea în aceste 3 luni de zile de iarnă. Sunt multe, multe lucruri la care m-am gândit și ne gândim cu cei din Straja foarte mult. Chiar de săptămâna viitoare o să instalăm din nou barierele, le-am pregătit, le-am aranjat, le-am actualizat și le vom pune. Știm acum. Știm că acum Straja este singurul loc în care se schiază din România. Da, vedeți? O muncă mare a celor care au stat noaptea pe pârtii și au dat cu tunel zăpadă, care au întins zăpada. Un merit mare al administrației publice locale care a reușit să facă unul cele mai importante proiecte de schi în România și am reușit să avem un lac de acumulare de 60-70.000 de metri cubi de apă, avem o instalație pe dedesubt de tunuri de zăpadă de peste 150 de tunuri. Nu avem noi 150 de tunuri, avem 10, mai au investitori încă vreo 10-15, avem undeva la 25 de tunuri în stațiunea Straja. Scopul este să tot achiziționăm, să cumpărăm pentru a avea mai multe. Deci noi avem în acest moment, pe dedesubt, avem undeva la 150 de guri de hidranți pentru a fi branșate aceste tunuri de zăpadă. Nu a fost o muncă ușoară acolo să duci curentul până în vârful stațiunii Straja. Adică este o chestiune prin care primăria și-a asumat un proiect foarte important de dezvoltare. Adică nu ne dăm seama ce exact cei care stau poate acolo și au cabane, poate nu conștientizează ceea ce a însemnat să aduci curentul în stațiunea Straja, nu pentru cabane, să aduci pentru instalații. Fiindcă aici este chestiunea, pentru 200 de case se aduce un fir de nu știu cât și ai tras ușa, e pentru 200 de case. Dar stai pentru motoarele instalațiilor, să ai curent sunt pentru telegondolă, sunt consumatori foarte mari. Adică pe degeaba vroiam noi să dezvoltăm Straja și oamenii de acolo doreau să investească în telecabine, în telescaune, în ce s-au mai făcut, că nu ducea rețeaua. Că tu veneai, puneai un telescaun și nu putea rețeaua să-l ducă, cădea curentul, fiindcă nu era putere destulă. Deci noi ne-am asumat ca și primărie acum 4 ani, 7 ani, cât timp a fost de atunci, am un proiect foarte îndrăznesc cu stațiunea Straja, foarte mare. Telegondolă nouă, adică avem niște chestiuni de dacă care ne oamenii beneficiază de astăzi. De curent, este de menționat și faptul că în Straja este canalizare. Avem canalizare, avem apă. Apă potabilă, ceea ce încercăm să tragem gazul metan.
Acum, există nemulțumiri că, nu știu, n-are canalizare, nu știu, că nu a ajuns până la 1.0 la cabană. Păi nu fi ajuns, dar și el trebuie să mai muncească un pic. Adică trebuie cu toții să punem mâna, că e ușor să stăm și să ne vină totul așa. Nici clienții, să știți, în staja nu vin dacă stai numai acasă, știu, dar la emisiunea dumneavoastră, să zic. Da, trebuie să mai răspunzi la telefon, trebuie să mai pui o reclamă, trebuie să mai faci publicitate, trebuie să-i mai cauți tu pe turist, să le spui, domnule, vină la stare că sunt condiții bune. Sigurant. Trebuie să ai un grup al tău de oameni pe care i-ai avut la cabană. Deci nu, nici turiștii nu vin așa. Nici canalizarea. Trebuie să lucrezi și la ea. Este în straja, există, dar pe anumite zone nu a ajuns, fiindcă au acolo cablu și au fel și fel de lucruri care sunt anormale, dar nu ne-am mai legat și de ele. Dar sunt foarte puține. Cele mari și cele care produc, ele toate sunt branșate la canalizare, la apă, la tot ceea ce înseamnă aceste lucruri. Și dar putea ajunge gazul până în vârful muntelui? Avem acest proiect, da. Gazul este în acest proiect. Este trecut, o să vedem dacă este eligibil, nu este eligibil, dar momentan el este trecut aici în proiectul pe care l-am depus la fonduri europene pe POIM. O să intre în evaluare, când intre în evaluare o să vedem dacă este, nu este, dar el este cu siguranță va fi eligibil. Tot proiectul cu siguranță o să reușim să introducem în 1700 de case. De case, minte care și straja face parte tot din acest proiect mare pe care l-am făcut. Deci lucrăm, să încercăm să... Eu cum aud de o nouă axă de finanțare, la mine nu există. Imediat reușim să depunem. Acum avem un proiect de mediu, de exemplu, care este nou apărut, acum nici nu încă ghidul nu e încă lansat. Eu deja am proiectul pregătit pentru liceul teoretic. Liceele teoretice nu puteau să intre pe finanțări de fonduri europene, doar cele tehnologice puteau intra și doar școlile, gimnaziale și grădinițe. Liceele tehnologice, nu știu de ce au fost omise, nu puteau să intre pe această finanțare de fonduri europene. Și am găsit o altă finanțare atunci. Dacă n-am putut pe fonduri europene, am găsit pe fonduri de mediu, care tot cred că europene sunt, dar se ia de la Ministerul Mediului. Este o chestiune de punere de proiecte și în acel caz. Facem și pentru straja, ne dorim. Vă seama, eu mi-aș dori și pentru straja să facem așa fel încât să devină... Ea este, cred că, perla poate a unei regiuni destul de largi în ceea ce înseamnă turismul din România. Este într-o zonă de top a ceea ce înseamnă schi în România. Mă bucur și mă bucur că am reușit să fim între primii în țară unde schiem și schiem foarte, foarte bine și acum. Adică avem câteva pârtii și nu mici, destul de mari, care sunt perfecte, sunt ață. Aici meritul este în mare parte a celor care stau cu tunurile acelea și le mută dintr-o parte în alta, din oră în oră, pentru a crea și acolo și acolo zăpadă. Este ușor și ca bană să stai, să vină turistul, să schieze pe alte pârtii făcute, nu, pregătite de către oamenii de acolo. Trebuie să apreciem și lucrul acesta. Noi, în ultima vreme, să știți, avem o mare chestiune, apreciem și nu mai mulțumim, nu știm să mulțumim cât ar trebui și nu ne bucurăm cât ar trebui să ne bucurăm de ceea ce ni se întâmplă în viața de zi cu zi. Că, uitați-vă, nu, e o minune să ai copii, e o minune să ai grijă de ei, să-i duci la schi, să îi crești, să îi speri, să îi înveți la teme, să îi înveți să deseneze, să scrie. Este o plăcere așa noastră și trebuie să continui, trebuie să fie mult, eu asta mi-o doresc foarte accelerat, așa. Implicarea părintelui e foarte, foarte mare în viața de zi cu zi, a copilului, a familiei, a vieții, să avem grijă de părinții noștri, de bunicii noștri, trebuie să avem. Aceasta este viața noastră frumoasă și pe România asta, acesta consider că este punctul principal și forța noastră a României. Faptul că noi ne iubim familie, ne iubim apropiații, ținem la ei în străinătate când bunicul sau rău, tata sau mama să bătrânii duc la zil, adică la noi nu există chestia asta, numai în cazuri extreme, că zic, pleca copilul în străinătate, că nu are cine să stea, noi stăm cu ei până când putem stăm cu ei, adică noi trebuie să profităm de ultima clipă, să zicem, care poate exista la un moment dat. Noi suntem oameni primitori, așa ca și nație, și mă bucură lucrul acesta, suntem niște oameni care, uitați-vă, acum am văzut că la fotbal, nu știu, un arbitru, el a zis și el, săracul, că dă-i la ăla un cartonaș, dar a zis corect, dar el s-a înțeles termenul pe care l-a folosit greșit. Și atunci a apărut, vezi, Doamne, un mare scandal în sensul acesta. Normal că nu trebuie și nu există la noi în România, cel puțin, n-am auzit vreodată și am umblat prin Timișoara, prin București, n-am auzit vreodată să aibă cineva ceva cu altul de altă culoare sau chiar acum și în Lupeni avem niște vietnamezi care lucrează la apa aici la canalizare, nu știu, destul de mult, vreo 40 sunt acolo care lucrează și n-am auzit niciodată să pățească ceva, adică toți le dau haine, iau grijă de ei, nu sunt probleme din aceste puncte de vedere, nu suntem rasine, nu suntem, chiar suntem niște oameni mult mai primitori și mai sufletiși decât ceilalți. Cum se descurcă acei oameni?
oameni, pentru că mă gândesc că nu știu limba, nu... Iau un coordonator, își fac treaba, ca și mecanizat, sunt mecanizat, nu la noi, că mai stau cinci în lopată și unul jos. Deci mai vine și șeful ăia cinci, și mai vine și patronul ăla cinci, și vreo zece, și zice, bă, nu așa, dă-i mă la mai stângă, bă, nu acolo. Adică la noi stau zece și... Dar ei nu vezi că stă, ei au fiecare știe ce are de lucru, adică sunt aia, știți? Într-un fel, randamentul îl dai bine atunci când ești bine organizat. Și când ai oameni care fac numai aia. Chiar asta am vorbit cu un domn care se ocupă de mobilă, ambalajiul și își face foarte bine treaba și el mi-a spus, domn, primar, la mine nu există. La mine ăla e la circular, ăla e pe teren, ăla montează, ăla așa, na, eu nu-i bag unul peste altul. Că în momentul în care ăla de la circular îl pui să mai se ducă să mai și asambleze nu știu ce, nu este în regulă. Fiecare trebuie să fie specializat pe anumite domenii. Adică ei știu foarte clar. Unul sapă, unul merge, unul aduce țeava, unul introduce țeava, unul unge acolo, unul face sudura și gata. Unul stupă. Adică nu se bat cap în cap. Asta e organizarea. Reprezintă în viața de zi cu zi un procent foarte mare din realizările pe care le poți avea. Acum și fotbalul. Înainte se mergea foarte mult pe talent. Adică talentul halu, Hagi, halu, era o chestie a Maradona. Erau niște chestiuni prin care ei făceau diferența. Acum talentele vezi că nu le mai prea descoperim. Fiindcă nu mai avem acele școli de cartiere, nu mai avem acele școli ale oracelor. Și atunci munca și la fotbal, munca reprezintă baza. Poți să ajungi un fotbalist bun dacă muncești foarte mult. Acesta este scopul acum și acesta este ideea de a ajunge, oricine mare, cum s-ar zice, adică cu ghilimele de rigoare. Că tot ne-ați vorbit despre copii, despre făcut teme, cum vedeți acest învățământ online, dat fiind faptul că dumneavoastră proveniți din acest mediu? Pentru mine, ca și materie pe care o predau ca și fizică, e foarte greu. Deci pentru fizică foarte greu. Ar trebui să te joci mai mult cu ei, înseamnă că să-ți pregătești foarte multe fișe, să încerci să le explici mai mult prin niște experimente virtuale, chestiunile de genul. Nu e imposibil, că am văzut că și în lume se mai întâmplă chestia aceasta de online. Nu știu că e bine, dacă e rău, nu pot să-mi dau eu seama de lucrul acesta. Nici nu vreau să intru în, nu știu, în chestiunea prin care să-i cert pe cei care guvernează acum că de ce o lua măsura asta, nici pe ceilalți că de ce nu sunt de acord. Sunt așa la... Este o chestie prin care se poate și nu se prea poate, dar cu siguranță nu dai un randament cum trebuie să dai. Adică nu poți să faci problemele pe care le faci și la fizică. Mai grav este atunci când nu ai dispozitivele pe care să... Asta cu siguranță, asta nu se pune problema. Dispozitivele sunt... Aveți cazuri? Cam câte cazuri aveți în lupe de copii destule, care destule, nu... Destule, multe cazuri. Care... Dar acum am depus, avem proiectul pentru 3.000 de tablete pe fonduri europene și aici o să încercăm să le atragem pe COVID-19. Dar mai durează, nu se întâmplă astăzi, știi? Asta este un lucru. Începe școala până... Pe școală, drept. Asta este ce să facem. Noi, din punct de vedere administrativ, am făcut tot ceea ce am putut omenesc. Acum, că bine, aici se pune și problema că poate are un copil dispozitiv, poate nu are internet suficient, poate nu merge internet destul de bine, poate, știți? Sunt mai mulți factori. Sunt mai mulți factori și nu poți să înveți matematica să-ți explice... Sau nu poți să înveți să scrii, mă gândesc la micuții de clasa întâia să învețe să scrie... Are nevoie de părinte. Da. Deci chestia este că trebuie să stea părintele lângă ei. În momentul în care, ce puțin sunt mici, fără părinte n-ai ce să faci, fiindcă nu înțeleg. Și chiar dacă în această perioadă ne este recomandat să stăm mai mult în casă, dumneavoastră nu v-ați lăsat și ați împodobit orașul pentru copii, pentru cetățenii municipiului Lupeni să se bucure de această perioadă ce urmează a sărbătorilor. Păi așa am crezut că este normal și omenesc și firesc să facem așa fel încât dacă nici zăpada în oraș nu ne prea ajută, dacă nici guvernanții nu ne prea ajută să ne lase să ne întâlnim și să mergem nu știu pe unde mergeam în alți ani, dacă așa s-a întâmplat să fie din punct de vedere al acestui virus, atunci am zis ca noi și administrație să îmbunătățim un pic luminile și cu siguranță avem cea mai frumos iluminată de festiv. Am muncit la el, așa să zicem, copac cu copac, ne-am chinuit la fiecare în parte, am suplimentat un pic cu ceea ce am avut anul trecut, fiindcă noi toate acestea le avem cumpărate și noi nu mai plătim decât dacă dorim să avem ceva în plus. Dacă mai dus să mai cumpărăm niște beculețe, sau se mai strică și altele, că da, nu da, țin cele o viață. Dar le mai actualizăm, când mai avem niște posibilități financiare, le mai actualizăm. Și acum am actualizat cu vreo 80.000 de lei aceste beculețe, dar s-a văzut și avem un oraș foarte, foarte frumos iluminat. Toată lumea mi l-a lăudat cu care m-am întâlnit. Nu mi-a zis nimeni că nu e nu știu cum sau să auzi vreo critică, chiar am fost foarte apreciat din acest punct de vedere, că trebuie să încercăm să intrăm în casele oamenilor cu sărbători.
Dacă din punct de vedere financiar mi-a spus bine anterior că sunt foarte mulți care poate nu au serviciu astăzi, alții care, Doamne ferește, ce s-a întâmplat cu ei, sunt în șomaj tehnic, alții, eu știu ce necazuri au, dar trebuie măcar să încercăm să-i bucure. Ca și administrație să aducem un pic acolo cât putem noi să facem, să aducem sărbătorile în casă și am considerat că acest spectacol de crai nu trebuie să înceteze, deși e pandemie. Și atunci am singura soluție pe care puteam să o găsim legală și să respectăm tot ceea ce înseamnă normele a fost să ne gândim să facem online. Și atunci o să vedem exact ceea ce trebuie să facem. Am citit un anunțier prin care ne dorim ca echipele care doresc să înceapă cu o scurtă prezentare ca să știm pe cine votăm și după ce facem o scurtă prezentare să le trimită pe două link-uri pe care noi le-am pus acolo pe rețele de socializare, după care le stocăm toate într-un singur videoclip. Și data de 20, începând cu orele, o să vedem câte avem ca să știm cât durează, o să ne apucăm să le difuzăm. Și pe data de 21-22 vom aștepta votul cetățenilor. Se va determina un câștigător. Așa facem. O să vedem. Avem care un vor vot. Primi ce? O să primim premii, o să vedem, nu știm cât se înscriu, încă trebuie să vedem cât se înscriu și o să anunțăm și premiile în ce constau. Momentan avem o sumă de bani, o să vedem și domnul Emil Pără, împreună cu Maximul, ei tot timpul se ocupă de lucrul acesta. Colaborăm amândoi bine în această temă și o să vedem ce dintr-o parte, ce din alta și o să vedem ce putem să facem și ce premii putem să dăm la cetățenii care doresc să ne cânte o zi întreagă, cred că va fi. Adică mi-o mai zic că vor fi vreo cel puțin 5-7 ore undeva pe acolo. Pentru că aminte anul trecut că eram în parc, era o scenă foarte mare și au venit crai din mai multe zone ale țării, chiar și de la Săvârșin. Da. Și parcă, dacă nu mă înșel, am avut plăcerea de a-l avea și pe primarul de acolo, nu? L-am avut și pe primarul de acolo, ne bucurăm. Am avut, într-adevăr, un an special, așa a fost, un an special, cu totul special, frumos, am avut paradă cu ei. A fost o chestiune prin care am adunat mii de oameni în parcul acela pe eu. Stăteau toți, se uitau și se bucurau și sunt evenimente plăcute, vedeți, pe care le ținem minte și ne aducem aminte frumos de ele, ce s-a întâmplat. Să sperăm că le vom mai trăi după acest 2020 de... Păi eu sper să găsească și lumea asta odată o soluție, că în viață trebuie să găsim cu experții pe care îi avem, să găsim niște soluții astfel încât să deblocăm situația. Că uitați-vă, restaurantele se duc în cap, oamenii care lucrau la restaurante, nu știu ce fac azi, adică nu știu unde se duc și unde merg la muncă acei oameni. Nu e ușor, dar sperăm că totul bun să trecem și de lucrurile acestea, fiindcă viața e făcută în așa fel încât trebuie să vedem înainte, să progresăm, să încercăm să găsim soluțiile cele mai bune și să avem oamenii cei mai performanți în locurile pe care am avut. Și eu sper ca PNL-ul să nu mai aibă acest, să zicem, tupeu de a aduce miniștrii pe care i-a avut în acest an rușinoși care au fost în guvernarea PNL. Adică, vezi, nu te gândești, de multe ori vrei să scap de ceva, știi? Te gândești așa în viața zi cu zi, omul se gândește, vreau să scap de PSD, să zicem, cum a fost. Au dat de alții mult mai rău ca ei. Adică niciodată nu e bine să-ți dorești să scapi de cineva, că poți da de alții care sunt mult mai răi decât ceilalți. Ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem doar 5 minute. Vreau să-mi spuneți cea mai mare realizare a anului 2020 și ce nu ați reușit să realizați și astăzi vă supără, ca să zic așa. Realizarea cea mai mare pe care o am, cu siguranță, este faptul că mi-am dat oamenii încredere și am obținut 80% aproape din voturile celor din municipiul Lupeni. Cărora le mulțumesc. Le mai mulțumesc din nou cetățenilor, fiindcă i-a dat și partidului PSD undeva la aproximativ 70%, ceea ce înseamnă votul politic, adică avem 16 consilieri din 19, ceea ce acum nu mai pot să mai mă plâng cu ghilimele de rigoare de faptul că peneliștii nu votau proiectele la momentul respectiv și acel lucru era adevărat 100%. Mă bucur iarăși că ne-a acordat încredere atât mie cât și fratelui meu, cât și partidul în care facem parte și ale legile parlamentare de acum și am obținut cel mai mare scor din județul Hunedoara, aici și incluzând și sate, comune, orașe, municipii, la Senat avem 68%, adică cel mai mare procent care există în județul Hunedoara și cred că în multe părți din România nu am stat să studiem, dar este un mandat întreg pe care l-are senatorul Cristian, fără să fie, nu știu, a intra în discuțiile, să fie repartizat sau să fie, nu știu cum se mai întâmplă în politică, fiindcă și aici este o chestiune, PSD-ul a câștigat
județul Hunedoara cu 41% și noi avem un senator, știi? Adică sunt niște chestii pe care numai... Dar și eu m-am întrebat, de ce doar... Pe numai peneliștile, înțeleg, și cei care au fost la București pe acolo de-au făcut împărțirile. Adică PNL-ul cu un scor mai mic are 2 senatori. Da, dar poate au un alt județ unde PNL-ul poate are un scor mai mare, poate au acolo invers. Nu se știe cum au fost făcute acestea, dar bine că s-au făcut și să mergem înainte și să reușim să facem treabă foarte bună pentru zona noastră. Deci aceste lucruri pot să spun că sunt mulțumit de ele, sunt mulțumit de faptul că avem undeva la aproximativ 45-50 de milioane de euro bani care sunt contractați, semnați de către primăria municipiului Lupeni. Acestea sunt, să zicem, marile realizări, dar cel mai mare acest lucru este cu siguranță familia și încrederea pe care mi-au dat-o oamenii și responsabilitatea pe care mi-a dat-o ei mie de acum înainte, fiindcă să ai 80% înseamnă o mare responsabilitate asupra ta. Nu este ca și cum ai ieșit prima cu 30 și ceva la sută sau 32% și încerci să faci astfel încât să crești. Eu trebuie să mă mențin și scopul meu acesta va fi, în următorul mandat, să păstrez acest vot al oamenilor și peste 4 ani de zile. Deci îmi doresc ca să nu avem, că de obicei mandatele primare mai scad din timp. Deci eu îmi doresc ca să încerc să fac în așa fel încât să mulțumim cetățenii, să găsim unde sunt nevoile lor, să rezolvăm în marea parte acolo unde legea ne permite, fiindcă eu am reușit cu siguranță poate peste 90%, 95% din lucrurile pe care oamenii mi le-au solicitat și depindeau de primărie să le rezolv. N-am putut să rezolv ceea ce nu depindea de primărie. Dacă discutăm despre curent, despre APASER, sunt alte instituții care iau alte atribuții, se ocupă de altceva. Dacă mă întrebați așa, nu știu, ca și nerealizare, nu știu dacă am una care să iasă foarte mult în evidență. Proprie, așa ca și administrator, ca și primar, nu am o nemulțumire majoră prin care pe care să o țin minte mai mult de, nu știu, 2-3 zile, să zicem. Deci adică, înseamnă că ați avut numai realizări ceea ce e bine. Nu mai realizări, dar n-am avut o dezamăgire atât de mare încât să o țin minte, adică încât să mă afecteze, ca să zic că, uite, este o chestiune care să mă supere, care să mă întristeze, care să mă facă să n-o uit, să zicem așa. Și de obicei, cam toate lucrurile acestea care se întâmplă așa mai rău, să zic, care încerc să le uită repede, cum s-ar zice, fiindcă nu este normal și nu consider că trebuie să ne consumăm energia pe lucrurile acestea negative. Energia mea trebuie să o consum pentru a atrage bani, pentru a face proiecte, pentru a ajuta pe oameni și pentru a fi practic în casele lor, pentru a putea să fim alături de el. Acesta este alături de ei, acesta este scopul meu. Și nu niciodată, să știți, în viața mea, nu mi-am pus un obiectiv, de exemplu, n-am avut un obiectiv să dau afară un om. Deși am fost director 6 ani de zile, 5 ani jumătate la informatică, primar tean, am fost administrator de firmă înainte. Adică niciodată nu mi-am pus în minte un obiectiv acesta negru, să zicem, ca să-i fac rău cuiva sau să cer pe cineva sau să-i fac cuiva orice mic lucru de acesta negativ. Niciodată nu m-am gândit și niciodată nu o să pot face, fiindcă eu sunt construit ca și tatăl meu să nu pot face așa ceva. Nici el n-a făcut în viața lui un rău, a făcut numai bine și niciodată nu ne-am gândit la astfel de lucruri. Știți, în momentul în care un primar are niște obiective de genul acesta, de a, nu știu, da afară sau de a face cuiva, unei firme, instituții, ceva, își consumă toată puterea lui, își consumă în chestiile negative și intri în niște umbre, așa, anormale a vieții de zi cu zi. În loc să vezi viața cu zâmbetul pe buze, cum sunteți și dumneavoastră acum, de exemplu. Și să înțeleg că dacă ați fost așa de bun, vine Moș Crăciun la dumneavoastră. Sper să vină la băieții mei cei doi prima dată, sper să vină. Că ei așa zic că au fost cuminți, o să vedem, dar cred că au fost destul de cuminți și au făcut temele, au învățat să și scrie acolo, au învățat să facă fel și fel de lucruri interesante. Sunt la schi și astăzi, schiază amândoi, deși unul are 2 ani și unul 5 ani, îi ducem acolo să se pregătească și îi ducem pe pârtiile noastre, ale stațiunii care sunt bine întreținute, bine amenajate și când am timp și eu mă duc, să știți, destul de des. M-am văzut pe Facebook. Când am timp, săptămâna aceasta nu m-o dată am putut, acum până sâmbătă nu o să mai pot, dar cu siguranță o să ne facem timp pentru a avea și aceste activități care sunt bune, care sunt frumoase pentru noi, pentru toată lumea și invităm pe toată lumea să aibă și îmi doresc ca oamenii să aibă un an bun, să aibă un an frumos și multe realizări tuturor familiilor și să avem grijă de copiii noștri, de viața noastră, de părinții noștri. Deci dacă e să tragem linie la final de an 2020 pentru municipiul Lupeni iasă pe plus, ca să zic. Municipiul Lupeni iasă pe plus, fiindcă am reușit să atragem foarte mulți bani.
Acesta este plusul și aceasta este satisfacția mea personală că am reușit exact acolo unde erau mari, mari probleme să rezolvăm. Bineînțeles, noi trebuie să trecem la următoarea etapă. Prima etapă am avut-o în primul mandat, a fost o etapă de muncă zi de zi și acum trebuie să amplificăm mai mult lucrurile acestea pentru a trece la etapa următoare. Și etapa următoare, acest lucru înseamnă gaz metan, înseamnă lucruri mai mari de realizat. O să încercăm să vedem dacă putem niște hale pe care le avem la intrare în Lupeni și aici este un proiect de suflet pe care am și la care lucrez și care mi-l doresc să se întâmple odată și odată. Deja suntem într-o fază destul de avansată în ceea ce înseamnă zona de la intrare din municipiul Lupeni. Aici am avut și în campanie electorală un pic așa de, am discutat foarte puțin. Îmi doresc acolo să facem ceva frumos. Îmi doresc la intrare în Lupeni, unde avem aproximativ 30-40 de hectare, să facem și chestii noi. Despre care vom vorbi anul viitor. Eu vă felicit pentru ceea ce ați realizat. Este lesne de înțeles. Doar dacă treci prin municipiul Lupeni, clar e schimbat. În doar 3 ani de mandat. Sunt curioasă cum va fi după următorii 4, dat fiind faptul că ați câștigat alegerile și anul acesta. Vă urez succes și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și să ne revedem cu bine. Sărbători fericite! Vă mulțumesc și foarte mult pentru invitație și ori de câte ori mă invitați, mi-este o plăcere să vin aici. Mulțumesc din suflet. Atât pentru astăzi, dragii mei. Până data viitoare, rămâneți alături de HD365. La revedere!